În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dragi telespectatori, dreptmăritori credincioși ai Sfintei noastre Biserici, am încheiat prima parte, jumătatea postului mare. Am celebrat în biserici Duminica Sfintei Cruci. Iar această duminică, a patra din postul patruzecimii, ne amintește nouă de un celebru mărturisitor al bisericii, de un sfânt al lui Hristos, cel care l-a mărturisit pe Hristos cu toată ființa sa, iar viața lui a însemnat rugăciune, post și acumulare de har ceresc. Îl sărbătorim în duminica a patra a apostolului părăsimilor pe dascălul rugăciunii, pe nevoitorul în post și în creșterea virtuților, pe Sfântul Ioan Scărarul, cel care s-a nevoit în muntele Sinai, deși era din Palestina, și care mai era numit și Scolasticul, îl numim Scolasticul, pentru că era dascălul și rămâne pentru noi și pentru posteritatea creștină, dascălul mult prea învățat, cel care ne pune pe tipsie, pe marginea sufletelor noastre, să sorbim din înțelepciunea sa patristică, în care ne învață cum să ne debarasăm de patimi și să creștem în Hristos acumulând virtuțile. Scărarul, de fapt, este un supranume, este un renume al acestui părinte care a trăit în deacul al VII-lea. Cartea sa celebră, Scara Paradisului, Scara Virtuților, i-a oferit acest nume. Sfântul Ioan Scărarul este un ajutător pentru noi credincioșii care parcurgem această cale apostolului. Scara Paradisului, lucrarea Sfântului Părinte, alcătuită din 30 de trepte, ne amintește nouă despre fiecare treaptă ca fiind o golire de o patimă anume și o creștere în Dumnezeu printr-o anumită virtute. Și așa parcurgem cele 30 de trepte, nu doar prin lecturare, ci prin pătrundere profundă în cele scrise de Sfântul Ioan Scărarul. Ultima treaptă ne vorbește despre cele trei virtuți teologice, virtuțile cardinale din viața creștină, nădejdea, credința și dragostea. Se vorbește în această carte bogată în conținut duhovnicesc și de smerenie. Smerenia fiind o adevărată maică a virtuților, pentru că omul smerit crește continuu în Hristos. În lucrarea sa, Sfântul Ioan vorbește despre post și despre rugăciunea curată. Atât este de necesar să practicăm în acest timp, în acest curs spre înviere, postul și rugăciunea. Și în Evanghelia de astăzi, care va fi citită în timpul dumnezeieștii liturghii, ucenicii vor veni la Mântuitorul Hristos, pentru că un tată l-a adus pe fiul său la Hristos, dar mai întâi l-a adus la ucenici. Și ucenicii n-au putut să scoată duhul diabolic, duhul cel rău din acest copil. Și au alergat la Hristos Domnul, la Învățătorul, la Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, zicând de-abia după ce a fost vindecat de Hristos: Doamne, dar de ce noi nu am putut să-L vindecăm? Și Hristos le dă răspunsul atât de simplu, atât de profund și de clar.
pentru că acest soi de diavol nu poate să iasă decât cu post și rugăciune. Vedeți, iubiți credincioși, ce rost și ce folos primordial are postul, dar și rugăciunea în viața noastră duhovnicească, în urcușul nostru către înviere. Rugăciunea, explică dumnezeieștii părinți, nu este altceva decât dialogul iubirii între om și Dumnezeu. Rugăciunea curată este purificarea sufletului, este aducerea lui Dumnezeu în interiorul nostru. De aceea, în acest timp al postului, trebuie să intensificăm rugăciunea. Programul nostru de rugăciune trebuie să fie unul mai amplu. Suntem îndemnați, pe lângă rugăciunile dimineții și ale serii, să lecturăm din Cartea Psalmelor, să citim pagini din Sfintele Evanghelii. Dar rugăciunea, această cântare neîntreruptă adusă Dumnezeului Celui Preanalt, trebuie să fie sprijinită de post. Postul, care nu este doar o abstinență alimentară, nu este doar o abținere de la anumite produse, ci este o împreună lucrare a trupului și a sufletului. Postul sprijină rugăciunea, pentru că atunci când postim și trupește, dar și sufletește, noi ne eliberăm de patim. Și dacă postul este împreună lucrare cu rugăciunea în viața creștinului, atunci el aduce efectele duhovnicești scontate. Rugăciunea curată, transmisă lui Dumnezeu, primește răspuns neîntârziat. Rugăciunea care însă se face în sine și în lipsa lui Dumnezeu nu are niciun folos, așa cum se ruga fariseul. Rugăciunea și postul sunt mijloacele care ne apropie pe noi sigur de Dumnezeu. De aceea, în timpul rămas până la înviere, să intensificăm, dragi credincioși, postul nostru. O stihiră din slujbele postului mare ne îndeamnă. Postind, fraților, trupește, să postim și duhovnicește. Postul înseamnă alungarea gândurilor necurate din inima și mintea noastră. Postul mai este înțeles ca și înfrânarea limbii. Postul nu poate fi perceput altfel decât iertarea și iubirea seminilor. Este ușor să iubești pe cei care sunt în preajma ta, te sprijină, te susțin, îți oferă daruri, îți rostesc cuvinte înduioșătoare, dar să ierți pe cei care pe bune ți-au greșit, care în timp au statut de dușman în viața ta. Iată, dacă îi elimini pe toți dușmanii din inima ta și îi transformi în prieteni și îi aduci la poarta sufletului tău către praznicul învierii, atunci ai izbutit un exercițiu duhovnicesc de mare însemnătate. Astfel poate fi percepută sporirea lucrării noastre duhovnicești. Dacă am iertat și am iubit pe toți și pe fiecare, iar iubirea este ajutată de rugăciune și de post. Amin.